Bună ziua, dragilor, și bun găsit la Atelier cu Prof Online. Asta că am întârziat un pic, am avut și probleme de rezolvat tehnic și ne apucăm repede de treabă, te rog să vorbești. A egal cu... Deci A egal cu... 81 plus 2 ori 81. 2 ori 81. Plus 3 ori 81. Plus puncte puncte. Plus 49 ori 81. Așa. Și trebuie să arătăm dacă este pătrat perfect. Deci, arătați, asta e o chestie, nu? Arătați că locul ăsta este pătrat perfect. Este pătrat perfect. Se las mult în clasa a 11-a? Nu. Nu. Deci în clasa a 5-a. A fost a 11-a. Așa, zi-te, ok. Cum gândim noi aici? Dacă ai vreo idee. Avem un factor 81. Deci 81 aici. Ori 1 aș putea zice așa. 81? Ori 1. Ori 1. Plus... Sau 1 ori 81, ca să fie în tonul așa, da? Da. Plus 2 ori 81, plus 3 ori 81, plus 4, și mai departe, 4 ori 81. Plus puncte, puncte, 49 ori 81. Ce am putea face aici? Fiindcă 81 îl văd, o da, de aici, o da, așa, 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 tot timpul. Scoatem pe 81. Excelent! Factor comun, sigur că da. Deci egal cu 81. 1. 1, foarte bine din primul, plus 2. Plus 3. Plus. Puncte, puncte, plus 49. Și egal mai departe cum? Și acum trebuie să rezolvăm... Suma asta, se calculăm suma asta. Tot putem face pe loc aici. Da. Deci egal mai departe cu 81. 81. Pe lângă. Pe știm să calculăm astfel de sumă, e o sumă de aus. 49 și cu 1. Așa, 49 plus 1. Ori cât sunt ei? Da. Cât sunt? Cât sunt consecutivi? Acum. Ori... Cât sunt așa? 1, 2, 3, nu și în număr. 49, sigur că da. Împărțit la, sau supra 2, zicem, nu? Da. Că aici am avut baftă. Altfel, dacă ar fost din 2 în 2, din 3 în 3, da. Știm noi ce facem. Scădem din cel mai mare pe cel pe primul, vedem, împărțim la, din cât în cât în sare ei, depinde de rații, și adunăm plus 1, nu? Și aflăm numărul lor. Aici am avut treaba rezolvată. E cam mai departe, cu 81 ori, 49 și cu 1 face 50, ori 49, supra, totul supra 2, nu? Da. Și 50 cu 4, 20. 50 cu 2 simplifică și facem 25. Și rămâne 81. Ori 25. Ori 49. Da? Da. Și noi trebuie să arătăm că ăsta este pătrat perfect. Este. Adică să fie totul ceva la a doua. Am vrea să fie. 81 poate fi scris ca fie 9 la a doua. Da? Plus, loc de 25, nu plus, ori, loc de 25, zicem, de 25, 5, la a doua. La a doua. Și loc de 49? 7 la a doua. Ori 7 la a doua. Și fiindcă toți au 2, exponentul 2, 2, da. Și înmulțirii, fiindcă e și înmulțirii, înseamnă că scriem, ăștia înmulțit, bazele înmulțite, totul la a doua. Că există o proprietate, nu? Da. Deci zicem 9, ori 5, ori 7, totul la a doua. Și gata, suntem fericiți. Am găsit totul la a doua. Da. Și când am găsit chestia asta, e pătrat perfect. Deci rezultă de aici. Rezultă că A este pătrat perfect. A este pătrat perfect. Alte există. A egal cu... Da. 2 ori 3. 2003. Plus 2 ori. 2003. Nu. Deschidem paranteza. Așa. Așa. 1 plus 2. 1 plus 2. Plus puncte puncte. Plus 2002. 2002. Închide paranteza. Și
Gata, începem, e cam mai departe. 2003 n-avem ce face la seama acolo, liniștit. Da, trebuie să calculăm. Sigur că da. Deci egal cu 2003. Plus 2 ori. Ori. Și creăm. Primul plus ultimul, da. Nu știm bine. 2002. 2003 deodată. Da, 2003. Deci vine 2003. Ori cât sunt ei? Ori 2002. Ori 2002, perfect. Supra 2. Așa. Egal mai departe cu 2003. Nu? Da. 2003. Și 2 cu 2 se simplifică. Da. Da. Plus 2003. Ori 2002. Și egal mai departe cu ce propui? Am putea face mulțirea de aici, adunăm cu ăsta și până să ne vedem dacă ăla care este numărul ăla mare, dacă e pătrat perfect. Dar nu facem așa. Da, trebuie să scriu. Vedem că ei și putem zice 2003 ori 1. Da. Și atunci vedem și aici 2003 și aici 2003. Ce facem? 2003. Dacă e o adunare și există factorul ăsta și aici și aici. E factor comun. Sigur că de comun. Adică e comun și ăla și ăla. Dă-mă factor. Deci egal cu 2003 pe lângă. Pe lângă. 1 din primul, nu? Da, 1. Plus 2002. Și egal cu 2003 ori 2003. Că le faci 2003 la pătrat. Da. Că dacă se repetă, am mulțirii, 2003. Și dacă și va la pătrat, gata. Da. Este pătrat perfect. Hai să ne uităm o dată. Ce șmecher a fost autorul aici? Deci, el ne spune câteva lucruri observă el aici. Ne pune la încercare. Știm să facem suma asta Gauss? Știm, mi-am spus noi. Că am și făcut-o. După ce am făcut chestia asta, știți, vedeți voi că e factor comun? Da. Am văzut, îi spunem acum. Am scos pe factor comun și la etapa următoare am adunat aici în paranteză și mi-a dat 2003 la pătrat. Da. Credea el că mulțim noi aici. Și până ne adunăm cu ăsta. Și dădea un număr de ordinul milioanelor. Zeci de milioane sau chiar, nu? Cam așa ceva. Și până să ne interesăm dacă l-ai pătrat perfect. Adică ce să facem? Să vedem dacă numărul care e așa este un altul care e ridicat la a doua. Să ne dea număr. Altul care e ridicat la a doua era 2003. O 2003. Și nu vedeam ușor. A fost o chestie foarte dificilă. Dar așa. Dar ce înseamnă să fie chestia cu spatele în factor comun? Foarte simplu este. Foarte tare este. Hai să vedem. Altă chestie. Verificați că 9 la a doua. Deci, tot un an, nu? Verificați că 9 la a doua. Hai să vedem ce spune. 9 la a doua. Că 9 la egal cu așa și apoi arătați că numărul 9 la 2000 se poate scrie ca o sumă de 3 pătrate perfecte. Am înțeles. Poți pe gânduri aici. 9 la 2 egal cu... Verificați că 9 la 2 scrie așa. Da. Și pe noi să verificăm așa. Deci verificați că 9 la 2 se scrie ca fiind 4 la 2. Plus 4 la 2. Cu tot iar 4 la 2? Da. 4 la 2. Plus 7 la 2. Plus 7 la 2. Și apoi arătați că numărul 9 la 2000. 9 la 2000. Cât? 2000. Atât? Da. Să scrii ca o sumă de 3 pătrate perfecte, nu? 2000. Nu, 2000, da. Să scrii ca fiind ceva la a doua. Poate scrie ca o sumă de 3 pătrate perfecte. Adică ceva la a doua, iar ceva la a doua și iar ceva... ceva la... la a doua. Hai că-i tare aici. Păi toată, tu ai de unde acolo să mă pui în rugătură? Și mai avem unul. Și mai ai unul. Băi, băi, uite, băi, ce fac eu aici. Ce-o fi gândit la autorul ăsta? Cum o
făcut jocul ăsta. Și să mă bazez pe ăsta. Atenție ce spune. Ce că vezi tu dacă e bine aici și preia ideea de sus, jos. Cam așa ne spune. Deci preluați ideea care am avut-o eu sus, din reușita mea și jos. Hai să verificăm până una alta să vedem dacă e adevărat. Da. Deci echivalent va spune că 81, așa vine, da, 81, este egal cu 4 la 2, 16, plus 16, plus 49, plus 49, și este egal de 2 ori 16, face 32, 32 plus 49. Ia să vedem, 32 plus 41 face 81. 9 și cu 2, 11, 1. 1 și cu 3, 44, 8. Da. E corect. Acum să vedem ce șmecheriu a avut el aici când o prins, e găsit-o așa și cum putem folosi în varianta noastră. Păi, stați. Eu stau să vedem ce a avut el ca șmecherie. Așa de tare de mese de ieșit ăsta. S-a bazat el ce-o gândit, cum o gândit să-l descoperim. Deci neapărat trebuie să punem una pe idee. 81 egal cu 2 ori 16, deci două pătrate perfecte, plus ce mai rămas, care e tot pătrat perfect. Oare n-au 9 la 4-a am gândit vreo idee? Adică 9 la 4-a ar putea fi scris ca o sumă de pătrate perfecte. Chiar și cum ar fi fost 9 la a doua, totul la a doua. Eu n-am zis că e ușor. Da, păi, dar ajută-mă acum. Deci asta e povestea. Hai să zicem că 9 la 4 l-am reușit cu o sumă de două pătrate. Adică ar fi oare ceva de tipul 4 la 4 plus 4 la 4 plus 7 la 4. Ar fi oare așa? Zic și eu. Cu 9 la 2 au văzut ca 4 la 2 plus 4 la 2 plus 7 la 2. 9 la 4 ar fi 4 la 4 plus 4 la 4 plus 7 la 4. Zic, dacă ar fi o idee deșteaptă, aș lua-o. Echivalent cu cine? Cu? Hai să punem să vedem dacă ne dă. Ar fi aici 81 ori 81. Când 9 la 2 fac 81, tot la 2, 81 ori 81 ori 81.
3791. Face 3000? La mulțile astea, da? 3791. Iar aici calculul care l-aș face ar fi 4 la a 4-a, 256 plus 256, de asta face 4 la a 4-a. Și 49 ori 49. Ia vezi 49 ori 49. 49 ori 49. Face 7 la 4. Suma toată, 2901 aici, da? 2901 aici, da? Și dacă le aduni pe toate 3, faci 3791? Ia să vedem ca idee.
Nu o dată. Adică, nu e bună ideea. Ce mi-ai făcut, Ștefania? Ce mi-ai făcut? Poate am găsit eu la 81, 81. 81, 81. Ia mai vezi o dată. Deci, 1 ori 1, 1. 1 ori 8, 8. 8 ori 1, 8. Și 8 ori 8, 15. De fapt, hai să vedem ce ar trebui să facem. Pe 9 la 4 al ăsta ar trebui să-l scriem să-l descompunem. Da, ca să-l descompunem. Deci, noi știm. Știm că 9 la 2 este scris ca fiind 4 la 2 plus 4 la 2 plus 7 la a doua, nu? Da. Și noi ar mai trebui... Și vreau să văd acum dacă 9 la 4 poate fi și el la rândul lui scris așa. Că l-am verificat pe ăsta, că e deștept. Da. Deci vreau să văd dacă 9 la 4 are tot o sumă de 3 pătrate perfect. Plecând la 9 la a doua. Cum pe asta o știu, cu cât ar trebui să mulțesc toată chestia asta? Cu 9 la 2, ca să nu la 9 la 4. Da, cu 9 la 2, da? Deci mulțim toată cu 9 la 2, și în stânga și în dreapta. Și ar fi echivalent cu 9 la 2 ori 9 la 2 este egal cu 9 la 2 ori 9 la 2 este egal cu 9 la 2 pe lângă tot ce este în dreapta. 9 la 2, pe lângă tot ce este în dreapta. Ce este? Pe lângă 4 la a doua, plus 4 la a doua, plus 7 la a doua. Da. Deci ar însemna de aici că 9 la a patra este egal, 9 la 2, 9 la 2, faci 9 la a patra, nu? Da. 9 la a patra este aranjat ca fiind, se distribui, nu? Distributivitatea o aplicăm. Da. A înmulțirii față de adunare. Adunare. Și vine 9 la a doua ori 4 la a doua plus 9 la a doua ori 4 la a doua plus 9 la a doua ori 7 la a doua. Deci 9 la a doua se mulțește cu toți termenii din paranteză. Da. Da? Deci echivalent cu 9 la a patra este egal cu faptul că și 9 și 4 la a doua, pot să spun 4 ori 9, 36. 36 la a doua. Așa ar fi? 36 la a doua. Plus, iarăși, 36 la a doua. Plus 9 ori 7, 63 la a doua. Da? Deci iată că numărul 9 la a patra se scrie ca o sumă de 3 pătrate perfecte. Un 36 la a doua, 36 la a doua și 63 la a doua. Foarte tare. Ca să ajung, deci, eu știu pe asta. Pe asta o știu. O subliniez, o țin minte. Și ca să ajung la 9 la a patra, cum ne-am propus noi, da? Toată asta, care o știu, am mulțit-o cu 9 la a doua. Da? Cu 9 la a doua, ca să ajung de la 9 la a doua la 9 la a patra. În cazul nostru, cum o știm pe asta, da, adică de aici, ca să ajung la 9 la 2000, cu cât ar trebui să mulțesc? Ia să vedem. Vă luăm mai ușor atunci. Uite, deci știm. O știm pe... Da, o știm pe... O scriu încă o dată. 9 la a doua este egal cu 9... cu 4 la a doua, 4 la a doua, plus 4 la a doua, plus 7 la a doua. Asta se știe. Cu... Eu acum vreau să scriu cu cine este egal cu 9 la a 8.
dacă și nouă lapta poate fi scris ca o sumă de 3 pătrate perfect. De la 9 la 2, ca să ajung la 9 la 8, cu cât ar trebui să mulțesc egalitatea asta și în stânga și în dreapta ca să ajung la 9 la 8? Că eu m-am luat 9 la 2. La 6, cu curaj. Pentru că 9 la a 8 înseamnă 9 la a 6 ori 9 la a 2. Și cum eu pe 9 la a 2 l-am, nu l-am pe 9 la a 6, nu? Diferența dintre exponenți. De la 8 până la... De la 2 până la 8, 9 la 6 îmi trebuie. Deci mulțim pe aici în ambii membri cu 9 la a 6. Și inegalitatea devine. Ea devine. 9 la, pun și în stânga și în dreapta. Deci 9 la a 2 ori 9 la a 6 cu care am mulțit este egal cu 9 la a 6 pe lângă cine? Pe lângă? Pe lângă 4 la a 4 la a 2 plus 4 la a 2, ca așa era, nu? Da, nu e ori... Am zis, 9 la a 6 pe lângă. Da? Și acum, echivalent, o să desfacem paranteza, da? Și o să avem 9 la a 2, 9 la a 6 și 9 la 8, îl care ne-am propus noi să scriem, este egal cu 9 la 8, egal cu 9 la 6 ori 4 la a 2, scriem pur și simplu. Deci 9 la 6 ori 4 la a 2 plus 9 la 6. Aplicăm distributivitatea. Da. Vorbește tu. 9 la 6 ori 4 la a 2 plus, da, plus 9 la 6 ori 7 la a 2. 7 la a 2. Echivalentul. Scriem din nou. 9 la a 8 este egal cu... În locul din 9 la 6 putem zice 9 la 3 totul la a 2? Da. Da? Deci 9 la 3 totul la a 2. Știi de ce, da? Da. Că 3 ori 2 fac 6. Da. Ori 4 la a 2 plus la fel plus 4 la a 2 plus 9 la în loc din 9 la 6 scrie și pe ăsta. Da. Plus 9 la a 2 9 la a 3 totul la a 2. Deci și la asta umblăm tot așa, da? Da. Ori 4 la a 2. Plus, la următorul iar umblăm. 9 la a 3 totul la a 2. Și ori 7 la a 2. Da. Echivalent cu. Scriem din nou. 9 la a 8 este scris ca fiind. Ăsta e la a doua. Ăsta e la a doua. Faptul că și 9 la a treia și 4 la a doua, putem scrie 9 la a treia ori 4 totul la a doua. Da. Ca aceeași exponente aceștia doi. Da. Și înmulțiri între ei, da? Deci putem scrie 9 la a treia ori 4 totul la a doua. Plus 9 la a treia ori 4 totul la plus? Plus 9 la 3 așa. Ori 7 totul la 2. Fai, de foarte tare! Și l-am văzut pe 9 la 8 ca o sumă de 3, de 3 pătrate perfecte. 1, da. 2, 3. Nu e tare? Ieșiți-o. Deci iată cum am reușit performanța de a scrie pe 9 la 8 ca o sumă de pătrate, de 3 pătrate perfecte, plecând de la faptul că am știut-o pe asta. Foarte tare asta. Și atunci ne-am gândit, măi, că de, cum o știm pe asta, ca să ajungem la 9 la 8, trebuie să mulțim cu egalitatea cu 9 la a 6. Da? Că noi o știam pe asta. Mulțim cu 9 la a 6 și în stânga și în dreapta. Nu așa am zis? Da. Ei, ca să ajungi la 9 la 2000, cu cât ar trebui să mulțești și în stânga și în dreapta? Că noi o știu pe asta. O știu doar pe asta. 1000. Cu? 1000. Dacă mulțești cu 9 la 1000, faci 9 la 1000 2. S-ar dune 2. Ah, da. Eu vreau să ajung la 9 la 2000. Cu cât să mulțesc și în stânga și în dreapta?
2098. Nu 2098, ci 1998. Da. Practic din 2000, tu asta ai făcut acolo. Da. Din 2000. Am scris 2. Da. Din 2 care l-ai? Da, doar că am găsit. 2 din 10. 8. 9. Da, 9 și 1. Da? Deci cu 1000 cu 2 cu 9 la 1998. Da? Deci înmulțim, reluăm egalitatea pe care o știm. Asta vom face. Deci plecăm de la șmecheria asta foarte tare, că 9 la a doua se scrie ca fiind egal cu 4 la a doua plus 4 la a doua cu 7 la a doua și mulțim totul și în stânga și în dreapta cu 9 la 9 la 9 la 1998. 9 la puterea 1998. Și ea devine echivalentă cu și în stânga și în dreapta. Da. 9 la a doua. Da. Ori 9 la 1998 egal cu 4. Punem pe 9. 9 la. 9 la a doua. 9 la a doua. 1900. Păi nu mulțim și în stânga și în dreapta. 9 la 1998 pe lângă. 4 la a doua. Da. Plus 4 la a doua. Plus 4 la 7. La a doua. 7 la. Echivalentul. 9 la 2, 9 la 1998 face 9 la cât? A, 2000. 2000, sigur. 9 la 2000. Egal cu? Egal cu 9 la 1000. Așa. 1998. Da. Ori 4 la 2. Plus 4 la 2. A. Toți suferă. Da. Deci toți suportă intervenția asta. Ori. Da. Plus, plus, adică. Plus. Plus. 4. Plus 9 la. A, 9 la. 1998. Ori, ori, ori 4 la a doua. A, ori 4 la a doua. Plus, abia acum plus. Plus. Da. Păi, ăsta l-am mulțit pe ăsta și pe ăsta. Mare pe unul de mulțit. Da, da. 9 la 1999 ori 4 totul la 2. 9 la 1998. 8. Da, ori 4 totul la 2. Nu-i totul la 2. Că ăsta avea numai atât. Să trece cu ăsta altul. Deci el parcă va fi un număr. 7, 9. Să mulțesc și cu toți. Nu știu eu cât. Când va veni vremea vom lucra. Da? Plus? Plus. Da. Așa. Plus. 4. Nu. 9 la 1000. Așa. 9 la 1998. Ori? 4 la 2. Ori? Ori? A, ori. Păi a fost la 4 la 2, a fost odată. Deci cu ăsta s-a rezolvat. Cu ăsta s-a rezolvat. Da. Acum este ori, o 7 la 2. Încă o dată să insistăm. De la distributivitate, fiind 1, 2, 3, după ce mulțește ăsta în fiecare, voi obține 1, 2, 3. Tot 3. Da, m-am încurcat. Da? Deci ochiul tău fuge. Ăsta ori ăsta, ăsta ori ăsta, ăsta ori ăsta. Da. Cu fiecare din ei, din paranteze. Și copiem, exact, cât ești tu, ori cât ești tu, cât ești tu, ori cât ești tu, nu avem nicio treabă. Da. Nu intervenim deloc. Abia acum când ne uităm. Deci, echivalent, să zicem, echivalent cu... Iată, 9 la puterea 2000
este egal cu? Egal cu. Și tu ai ca obiectiv să fii totul la a doua. Pe ăsta l-ai, dar pe ăsta nu l-ai totul la a doua. Însă 1998 poate fi zis 2 ori cât fac 1998. El poate fi scris 2 ori cât. Hai să vedem, 1998 se împărțim la 2. Deci 1998 să nu împărțim la 2. 2 ori 9. Spre ce? De 9 ori 2 ori 18. 18 ne rămâne 1 ori, coborăm de 9 ori, 9 ori 2 ori 18. 18 ne rămâne 1. Coborăm pe 8. Și 2 în 18 de 9 ori. Deci este 999. 9 ori 2. 999 ori 2, proba, nu? Deci zicem 9 la puterea 2 ori 999 ori 4 la 2, să se anumblă, plus 9 la 2 ori 999 ori 4 la 2 ori 4 la 2, plus 9 la, și aici scriem 2 ori 999 ori 7 la 2. Echivalent cu 9 la puterea 2000. 9 la 2000 se scrie egal cu, acum fiind 2 ori, de unde provine înmulțirea? De la o putere la o altă putere. Adică putem zice 9 la 999 totul la 2. Putem scrie, nu? Că e produs și atunci noi îl prindem altfel, într-o altă variantă. Deci putem zice 9 la puterea 999, totul la a doua, 4 la a doua, plus 9 la 999, totul la a doua, ori 4 la a doua. Așa. Plus 9 la 999, totul la a doua, ori 7 la a doua. Da. Echivalentul. Din nou, 9 la 2000 la 2000 egal cu. Acum suntem fericiți. Că și ăsta e la a doua, și ăsta e la a doua. Înseamnă că putem scrie ăștia înmulțiți totul la a doua. Într-o paranteză. Deci putem scrie cât? 9 la da? 4 totul la a doua. Plus 9 la 999 ori 4, totul la a doua, plus 9 la 999 ori 7, totul la a doua. Ce fericit suntem că l-am putut scrie pe 9 la 2000 ca o sumă de 3 pătrate perfecte. 1, 2, 3. Ca o sumă de 3 pătrate perfecte. Hai să spunem că voce este teribil de frumos. Ce ai făcut cu mai drept, tu când m-ai lovit cu un negheșițiu care era cât de ce să ies afară și să țip în gura mare. Așa mă durea de tare. Deci atenție ce dur a fost. Hai să mai vedem o dată ce a făcut autorul ăsta cu noi. De ne-a pus, ce-o vorbărit el? Știi că de fiecare dată ne propunem așa. Să discutăm un pic după ce l-a rezolvat. Adică parcă ne tot vine să ne uităm la el și spun, mai ce frumos a fost. Mai ce interesant. Și cum ai văzut că eram chiar speriat, nu? Da. Te-ai uitat la mine așa, l-ai pus pe figura mea că nu putea să nu descoperi fizionomia feței mele, că eram un om trist. Dar știi ce m-a salvat pe mine? Curajul. Deci am avut curaj și am spus, îl fac. Împrumut din starea mea. Că am fost natural aici. Să le spunem tuturor vizitatorilor noștri că noi nu ne-am găsit înainte ca tu să spui ieșițile astea. Domnul profesor, să ne vedem și să ieșițile astea nu dau. Îi spunem așa? A fost adevărat, nu ne-am găsit. Dacă îmi spuneai, crezi că mai eram în starea asta tristă? Nu mai eram. Nu mai eram, eram destul de dezvolt aici și spuneam, o fac, nu discut. Așa, cam teatru acolo. Da. Dar aici m-am făcut mic. Da? M-am făcut mic pentru că chiar nu știam ce să fac. Și am zis, măi, tot ziceam, am încercat noi și într-un fel. Dovadă că am încercat într-un mod și n-am avut deloc succes. Da.
Am zis, hai să văd din doi în doi, mă gândeam eu, poate să respect. Nici vorba, gata, nu trec așa. Deși simțeam că nu-i bun, dar căutam să mai câștig timp. Deci căutam să mai câștig timp ca să-mi vină vreo idee. Din bun tot am făcut în situații de-astea dificile. Nu îmi vine vreo idee și atunci ce faci? Și atunci am zis, măi, stai să văd eu așa, cum o știu pe asta. Ca să ajung la 9 la a 4-a, o să cu 9 la a 2-a și în stânga și în dreapta, ca să nu deranjez suma de pătrate perfecte. Așa a fost tare. Deci pătratele perfecte să fie. Le mulțesc cu 9 la a 2-a și 2 are și ăsta și ăsta și numai bine să scrie ca om, gata, m-am prins. Atunci o cu lumină. Până atunci eram ca într-o cameră unde am intrat pinturelic și numai cu cui aveam. Da. Încercând să găsesc într-un rupătorul, deci de fapt eu asta vreau, am dat de colțurile și a șifonierului din stânga și din dreapta. Cucuile se simțeau înăuntru meu, sufletul meu era într-o panică, da? Adevărat. Și am zis, măi, așa voi face. Voi mulțim cu numărul la doua în ambii membri, ambii membri și va fi treaba deșteaptă. Deci zic, nu trebuie să deranjez. Dar acum, când am prins chestia asta, trebuia să-ți comunic ție. Cum fac treaba asta? Tu m-ai văzut, ai fi vrut să sari în ajutorul meu, hai să spui dreapta pe cea dreaptă, ai fi vrut să mă salvez ca la nec. Eram aproape să mă nec de situația dificilă. Ei, pe urmă am zis, hai să-i fac ei cu 9 la 2-a, că am făcut-o primul, și acum zic 9 la 8-a. De ce? Ca să mulțesc cu 9 la 6-a și în stânga și în dreapta. Ca să nu deranjez pătratele perfecte. Și cu asta, cu ocazia asta, fac distributivitatea, o să vadă ea că pe 9 la 6-a, la rândul lui, îl scriu ca fiind 9 la 3-a, totul la 2-a, da? 6 la 2 ori 3 și așa. Deci fac un pic de antrenament ca să poată prinde ingășițiu, să se apropie mai mult. Și pe urmă, după ce am făcut chestia asta, am zis, hai să ne întoarcem la 9 la 2000. 9 la 2000, pentru că de la 9 la 2 să ajung la 9 la 2000, trebuie să mulțesc când avem membri cu din 2000 mai puțin 2, cu 1998. Și am făcut peste tot, am mulțit. Știam că nu deranjez pătratele. Cele 1, 2, 3 care urmează, nu? De la înmulțirea asta. Și acum am de luptat aici ca pe ăsta să scriu ca 2 ori ceva, ca să-l aranjez ca un pătrat perfect și pe baza proprietății de acolo să pot lăbări foarte bine ghișițiu. Un prieten de-al nostru, în cine mai deranjez. Alo? Da, eu sunt. Bună seara! Vă ateți la porții la apiculturi. Da. Așa. De unde sunteți? De unde sunteți? Din Iași. Eu mă aflu într-o lecție de matematică. Acum sunt la televiziunea Prof Online TV și sunt în direct. Așa că nu vă pot răspunde. Ce să faceți, faceți până la ora 10. Nu sunt... sunt... pe scurt. Dacă îl faceți în timp ce Albina e strânsă în ghem, da? Dacă albina e strânsă în ghem, eficiența este foarte scăzută. Că atunci fumul acela nu mai ajunge și la albinuța care e contaminată în interior. Deci nu-i bine. Da, nu-i bine. Când e cald și îndeți-o cu ghemul, încât albina se poată să se miște ușor una pe lângă alta și fumul se poate pătrunde, atunci ea încearcă să-l ventileze și cu ocazia asta femeile de varoa sunt afectate și totul se termine și veți avea eficiență. Altfel nu aveți. Da, deci dacă îl prindeți o zi călduroasă, cum a fost astăzi la 15 grade, de albina se desface din ghem de acolo, e foarte bine. Bine? La revedere. Eu spuneam să mă las în pace și îl avea treaba lui. Pe scurt, da. Da. Vezi, eu trăiesc așa o dublă bucurie. Foarte des. De fapt, ai și văzut și în lecțiile noastre, mă sună câte ceva, eu am în
să mă lase, că dacă nu e la matematică și eu sunt la matematică, să mă lase să gândesc la matematică, nu se gândeau. Să gândesc la apicultură. Fug repede la apicultură. Așa este. Așa. După care, pe 1998 l-am văzut 2 ori și am scris la a doua, ca să am 2-2, să pot zice totul la a doua. Adică să marșez ca o sumă de 3 pătrate perfecte. Superbe ești. Acum am venit dintre medicii, în momentul în care îți explicam, mă gândeam, dacă aș fi mulțit cu 9 la 7, ar mai fi mers? Nu, că pe 7 ăla nu putea zice 2 ori cât să facă 7. Deci numai cu numere pare. Adică eu pe 9 la puterea 71 nu pot scrie cu o sumă din pătrate perfecte. Că de la 9 la a doua, care e deșteptul de bază, trebuie să mulțesc cu ceva 9 la o putere pară. Da? Adică 8. Adică 8 sau 10 sau 12 sau 14. Un număr par să fie. Da. Noi când am mulțit aici cu 9 la puterea 1998, a fost treabă bună, că ăsta se scrie ca doi ori ceva. Și pot eu să-mi așez pătrată perfect. Dar dacă este 9 la 7, 9 la 31, ca să mulțesc un număr impar, nu mă încălzești. Da. Observații foarte tare astea. Observații. Putem scrie ca o sumă, da? Putem scrie ca o sumă de 3 pătrate perfecte, da? 3 pătrate perfecte, puterile de formă. Pătrate perfecte, puterile de formă. 9 la 4, 9 la 6, 9 la 8, 9 la a 10, 9 la a 12. Și așa mai departe. 9 la puterea 2 ori ceva. 2 ori K. 2 ori K. Nu mai pare să fie. Da? Nu mai pare. Deci exponenți pari. Da? Numai cu exponenți pari. Așa scrie. Numai cu exponenți pari. Trebuie așa să spunem, că numai pare nu-i bine spus. Numai cu exponenți pari. Le-am explicat prietenilor noștri. Că dacă ar fi fost cu exponenții impari, nu mai puteam aici, la etapa asta, să facem pătratul perfect. Păi, și dacă era o sumă de două puteri? O sumă de două puteri, adică... Ai acolo unul. Verifică dacă 5 la 2. Deci nu o sumă de 3 pătrate perfecte, de 2 pătrate perfecte. Da? Da. Ia să vedem. Mai e altă ieșiță acum, ca să le pun. Te rog. 5 la 2 egal 3 la 2. Deci să verificăm că 5 la 2 egal cu 3 la 2 plus 4 la 2. Așa este. Ia să verificăm. E adevărat? Și apoi arătați că 5 la 5 la 200 se poate scrie ca o sumă de două pătrate perfecte. Plecând de la adevărul că 5 la 2 se scrie așa, da. Și adevărat oare? 25. Ia să vedem dacă e adevărat. Ia verificăm. Este în dreapta, 5 la 2, da? Da. Iar în dreapta este cât? 3 la 2 este? 9. 9. Și 4 la 2, 8. 4 la 2? 6. 16. 4 ori 4, 4 ori 2.
am prins. Da? Și 9 și cu 16? 2 din 5. Aia, adevărat. Deci e adevărată chestia asta. Da, ce interesant este. Foarte tare. Deci e adevărat că 3 la a doua plus 4 la a doua fac 5 la a doua. Sau invers, 5 la a doua. Păi da, și acum. Gata, te-ai prins? Mai chiar ce ești tu. Ia să văd. Ajung la 5 la 200. 200. Facem 200 minus 2, adică scădem. Da, ia să vezi cât fac. Și 8. 198. Da. Și în condițiile astea o să luăm pe cea care știm. Da, și înmulțim și în stânga și în dreapta cu 5 la 198, da? Da. Deci o să plecăm de el. Scriem 5 la a doua este egal cu 3 la a doua plus 4 la a doua. Este egal cu 3 la a doua, că e verificat. Da. 4 la a doua și... Mulțim cu 5 la... 5 la 198. Exact. Echivalent cu... Cinci la a doua. Da. O, 5 la 198. Cinci la 198. Egal cu... 5 la 198. Pe lângă. Da, pe lângă. 3 la a doua. Așa. Plus? Plus 4 la a doua. Să vă arăt. Echivalent cu... 5 la a doua. Ori... Sau 5 la 2. 5 la 200, echivalent cu 5 la puterea 200 este egal cu 5 la 198 ori 3 la 2 plus 5 la 198 ori 4 la 2. Acum, echivalent cu 5 la 200 egal cu... Acum, dacă am putea să scriem pe... 198? Da. Ca 2 ori ceva. Să... Nu? În loc de 198, zicem 2 ori cât? Ia în parte pe 198 la 2. Sunt parte sigură. Da, sunt parte. 99. 99. Deci vine... 5 la 2 ori 99 ori 3 la 2. 3 la 2. Plus 5 la 2 ori 99 ori 4 la 2. Echivalent cu? Echivalent cu 5 la 200 egal cu 5 la 99 ori 3. Totul. 5 la 99, totul la 2. Asta e lăsăm mai ușor. Da. Ori 3 la a doua. Ori 3 la a doua. Plus 5 la 999. 99. Totul la... 2. Ori 4 la a doua. Ori 4 la a doua. Echivalent cu... 5 la puterea 200 este egal cu... La puterea 99. Ori? Ori 3, totul la a doua. Ori 3, totul la a doua. Perfect. Plus 5 la 99, ori 4, totul la a doua. Totul la a doua. Și așa am arătat. Dacă ți-ar fi cerut ceva, oare 5 la puterea 173 poate fi scris ca o sumă din pătrate perfecte? Ceva la a doua plus ceva la a doua? Păi nu, pentru că nu este numai 4. Nu, pentru că ca să ajungi la 1173, 173, trebuie să pleci la 171 ori 5 la a doua. Da. 5 la 171, 5 la a doua. Și când înmulțești cu 171, 171 când ajungi la etapa asta ca să scrii 2 ori ceva, nu mai poți să scrii pe 171 ca 2 ori ceva. Deci tot aceeași chestie, numai cu exponenți pari. Da.
numai 5 la 4, la 6, la 8, la 10 și mai departe, 5 la 200, 5 la 202, 5 la 204, nu. Și cei cu exponent impact. Nu se poate acea cu impact. Da. Exponent. Mai avem unul cu verificări. Deci să văd mai încă ceva. Verificați că 52. Deci 52. Egal cu 3 la 3. 3 la 3. 5 la 2. Și arătați că numărul 52 la 601. Apoi 52 la puterea 601. Se poate scrie ca o sumă dintre un cub perfect și un pătrat perfect. Mai iar deci. Dar, nu știu, e o carte foarte tare. Câte stele are acolo? Două. Ai, lasă-mă. La două stele și mai ai dat așa emoții. E tare de tot. Poate nu e adevărat. E adevărat. Asta e adevărat, poate nu e adevărat, dar și cum gata, nu mai fac nimic. Am o șansă. Ia să vedem dacă 52 egal cu 3 la 3. 3 ori 3, 9, 9 ori 3. A, 37. 27. 27. 27. 27 plus? 10. Iar 10? 5. A, 25. Păi, e de multe. E 25. Mai face greșeala asta. Da. Că să știi că nu place deloc. 25. Una e 5 ori 2 și alta e 5 ori 5. Da? 5 ori 2 fac 10, dar 5 ori 5, 25. Ăla de sus ne spune, dictează, mulțește. Si. Ia să vedem, fac 52. 72 cu 52. Da. 3 cu 2, 5. 52, adevărat. Da. Nu știu, m-am certat cu tine, nu să mă gândesc dacă ești. Da? Să văd ce fac eu acum. E adevărat că 52 este suma dintre un cub perfect, e la 3, da, și un pătrat perfect. E la 2. Da? Deci este adevărat asta, nu pot. Acum, doar dacă o șterg să nu fie adevărat, dar s-au și filmat, toată lumea a văzut asta, nu am ce face, trebuie să mă gândesc să vedem ce să fac. Mai șterg tabla mai bine. Deci o perioadă șterg tabla în timp ce mă gândesc la chestia asta. Eu mai sper ceva. În baza experienței câștigate, sper ca tu să mă poți ajuta. 52 la întâia, da? Yeah. Când n-am pus nimic, este 52 la întâia. Egal cu asta. Și eu trebuie să ajung la 52 la 601. Da, adică 600. Ar trebui să mulțim cu 52 la 600. Da. Yeah. Încercăm asta. Deci e singura noastră idee. Din experiența din trecute, nu? Deci, o scrim din nou. Se știe că... 52 la întâia. 52 la întâia, ori 52 la 600... 600. Da. Egal.